Bună ziua! Excelență, domnilor ambasadori, doamna ministru, domnul ministru, suntem onorați și mândri să fim gazda acestui eveniment în cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga. Astăzi asistăm la un gest de solidaritate și prietenie dintre popoare, dintre poporul polon și cetățenii Republicii Moldova. Astăzi, Republica Moldova va recepționa un lot de ajutor umanitar cu materiale extrem de importante în lupta contra virusului COVID-19. Vrem să le mulțumim prin intermediul acestui eveniment Guvernului Poloniei, Uniunii Europene, pentru solidaritate și prietenie în acest caz. Aș vrea să ofer cuvântul în cadrul acestui eveniment doamnei Ministrul al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, doamnei Viorica Dumbrăveanu. Excelențe, domnilor ambasadori, stimate domnule ministru, stimate domnule director, dragi reprezentanți ai mass media, dar în spatele dumneavoastră stau cei mai importanți eroi al acestor zile și este vorba despre colegii noștri din sistemul medical și în primul rând vă salut și pe dumneavoastră. Într-adevăr, astăzi participăm la un eveniment de solidaritate, un eveniment care vine cu o contribuție pentru sistemul medical, cu o contribuție pentru actul medical, și anume este vorba despre echipamente de protecție, despre acei dezinfectanți care reprezintă o verigă esențială în măsurile de protecție a personalului medical, dar nu în ultimul rând în realizarea actului medical și în protecția inclusiv și a pacienților care trec prin tratament, anume atunci când vorbim nu doar de infecția COVID-19. Ne exprimăm gratitudine pentru suportul care este oferit din partea poporului polonez și, apropo, nu este un prim lot de ajutor umanitar pe parcursul pandemiei. Am simțit un suport substanțial și am avut acest suport din partea poporului polonez și ne exprimăm gratitudinea pentru această solidaritate. Vreau să aduc sincere mulțumiri Uniunii Europene, pentru că este un partener cheie, un partener de bază al Republicii Moldova și în această pandemie am simțit cu adevărat solidaritatea și am simțit acel suport viabil care a venit din partea Uniunii Europene și ne exprimăm recunoștința pentru toate gesturile care au impulsionat redresarea situației, dar și acele proiecte de ordin social din domeniul sănătății care au fost realizate pe parcursul anilor și care în mod direct au contribuit la îmbunătățirea situației în diverse sfere. Încă o dată, vreau să spun că nu există hotare atunci când vorbim de pandemia COVID-19. Nu există țări care nu au fost afectate de această infecție. Dar acest gest de solidaritate nu are limite în valoarea pe care o reprezintă, pentru că el vine pentru a contribui în mod direct la sănătatea populației. Mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți și sper ca aceste gesturi să se întoarcă într-o bunăstare a popoarelor pe care le reprezentăm cu toții. O zi frumoasă! Aș vrea să ofer cuvântul ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, domnului Oleg Țulea. Stimată doamnă ministră, stimați ambasadori, stimați reprezentanți ai mass media, stimați medici pe care mă bucur să-i salut aici împreună cu noi la acest eveniment frumos,
un eveniment în care noi ne dorim să exprimăm recunoștință Guvernului Republicii Polonia pentru acest lot valoros umanitar care este acordat cu generozitate țării noastre prin intermediul Polish Aid. Pe de altă parte, pentru că veți auzi azi foarte des în discursurile tuturor celor care vor vorbi astăzi cuvântul solidaritate, este și rezultatul și rodul solidarității europene. Deci, practic, vedem această solidaritate europeană în acțiune, inclusiv datorită faptului că acest lot a ajuns, a parcurs o cale lungă din Polonia în Republica Moldova și datorită faptului că noi am activat acest mecanism UE important prin care suntem ajutați. Apreciem în mod deosebit că acest gest de solidaritate vine într-o perioadă complicată, dificilă pentru noi atunci când ne confruntăm cu o criză cauzată de pandemie. Acest gest de asemenea, demonstrează încă o dată că Polonia este un partener de încredere care ori de câte ori a existat nevoie, a intervenit rapid când situația a impus-o. Vreau să menționez că între Republica Moldova și Republica Polonia există relații istorice de cooperare, de bună prietenie și Polonia fiind un susținător aprig al parcursului european al Republicii Moldova și al agendei de reforme. Mă bucur în același timp, domnule ambasador, că în pofida pandemiei reușim să dezvoltăm cooperarea noastră și să continuăm acest dialog deschis și prietenesc în ceea ce ne privește pe noi. Ne vom strădui să creăm toate condițiile pentru dezvoltarea cât mai vastă a cooperării între țările noastre ca să valorificăm acest enorm potențial existent de colaborare. Vă mulțumim mult și vă rugăm să transmiteți expresia și mulțumirile noastre autorităților poloneze pentru acest gest frumos. Aș vrea să ofer cuvântul excelenței sale domnului Peter Mihalko, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Stimată doamnă ministru, stimate domnul ministru, stimate domnul ambasador, dragi medici, drodzi psiacele z Polski, stimați reprezentanți mass mediei, asta suntem aici la un eveniment care ne reamintește de solidaritate, precum au vorbit și doamna ministru și domnul ministru. Solidaritatea asta este unul dintre principii pe care se bazează Uniunea Europeană și cooperarea europeană. Uniunea Europeană aduce acest principiu și în parteneriatul nostru cu prietenii noștri, cu Republica Moldova. Stăm alături de oameni în Republica Moldova și în această pandemie care ne-a prins pe toți nepregătiți pentru greutatea acestei situații, dar și în această perioadă noi suntem aici împreună, împreună vom ieși din această criză și cu susținerea unul pentru altul. Vreau să exprim gratitudinea Poloniei, care a adus și această parte a asistenței, dar care a fost între cele mai active state membre Uniunii Europene și, în general, cele mai active țări în susținerea pentru Republica Moldova și asistența chiar de la prima ocazie, prim moment și în timpul acestei crize. Și care a adus această parte asistenței cu folosirea mecanismului Uniunii Europene pentru protecție civilă, care este mecanismul nostru comun, dar precum vedem, el este folosit și pentru ajutorul, pentru prietenii noștri, pentru partenerii noștri. Și asta ne arată cum împreună putem să ne susținem, putem să lucrăm și vom lucra împreună și mai departe. Uniunea Europeană și țările membre au deja
multe ori arătat susținerea pentru Republica Moldova. Și în timpul acestei crize, cu echipa Europei, Team Europe, care a adus asistența și va continua să face așa, instituțiile Uniunii Europene, țările membre, instituții financiare, chiar și companii care sunt investitori prezenți în Republica Moldova, suntem aici împreună cu dumneavoastră și vom continua să aducem susținere, nu numai cu material, care este important în această fază, dar și cu susținere economică pentru ieșirea din impactul economic care această criză va avea. Și vom continua să dezvoltăm relațiile noastre strânse și la nivel înalt, așa cum prevede relația noastră de asociere și acordul nostru de asociere. Permiteți-mi să folosesc ocazia, pentru că suntem aici, în acest loc în care chiar lupta împotriva coronavirusului este pe prima linie, să mulțumesc medicilor, celor care stau în această prima linie și stau aici ca să protejează pe toți oameni. Și să folosesc acest prilej și pentru să fac un apel pe toți, pe cetățeni, pe autoritățile, ca să face totul pentru respectarea măsurilor de protecție, pentru că numai în acest mod, numai cu disciplina și atenție la aceste măsuri necesare, vom putea să ieșim cât mai repede din această criză. Vă mulțumesc mult! Dziękujemy bardzo Polskę sper că cât mai repede și Republica Moldova va vedea ieșirea din această criză, scăderea numărului cazurilor și îmbunătățirea situației și prosperitatea viitoare pentru toți. Mulțumesc! Aș vrea să ofer cuvântul ambasadorului extraordinar și plenipotențiar a Republicii Polonia în Republica Moldova, domnului Bartolomei Zdaniuk. Stimate domnule director, gazda al acestui eveniment, stimata doamna ministru a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, domnule ministru Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, excelența voastră, domnul ambasador Petr Mihalko, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, panie capitanie, panowie funcționariușe, doamnelor și domnilor, reprezentanții sistemului medical din Republica Moldova. Bună ziua tuturor! Mulțumesc mult pentru că ați răspuns la această invitație pe care împreună v-am adresat-o pentru a participa la acest eveniment atât de deosebit. El este deosebit pentru că este o dovadă vie a faptului că cooperarea noastră este una adevărată, care are un conținut adevărat. Un conținut datorită căruia putem să facem multe lucruri împreună. Este cumva o dovadă a faptului că sinergia este un lucru care poate să ne permită să mergem mult mai înainte. Acest convoi pe care o vedem astăzi face parte dintr-o serie de convoaie care au fost trimise de Guvernul Poloniei în toate cele 6 țări ale parteneriatului estic, fiind el, bineînțeles, o componentă a politicii europene de vecinătate. 2 convoaie deja au ajuns în Belarus, unul ieri a ajuns în Ucraina, astăzi avem un convoi care a ajuns la Chișinău, ele au fost convoaie compuse de camioane, dar și cu avioane de data asta au ajuns deja materiale de protecție în toate cele 3 țări din Caucazul de Sud. Deci putem spune că am reușit să facem un lucru frumos noi toți, adică atât țările membre,
ca și țările din parteneriatul estic. Cred că ce vedem astăzi e cel mai bun cuvânt ca să rezumăm această ceremonie din momentul de față este cuvântul sinergie. Sinergia a tuturor. În primul rând, dorința a statului polonez, a guvernului polonez, de a veni în aceste clipe grele cu un ajutor pentru toți prietenii noștri din țările parteneriatului estic, care au un viitor european și care au toate șanse să realizeze acest destin european. Totodată și-au pus umărul și firmele poloneze de stat. În convoiul respectiv, o mare parte a pus-o o firmă care deja a venit în Republica Moldova și cu alte investiții. Mă refer la firma din domeniul zahărului, care a achiziționat acum practic 10 ani un combinat aici în țară și l-a repus pe picioare și iarăși oamenii au locuri de muncă. Vreo 400 la nume. Acum această firmă din nou vine cu un ajutor financiar datorită căruia a fost posibilă achiziționarea acestui ajutor. Vreau să și menționez Agenția Resurselor Materiale din Polonia, care a pus la dispoziția acest material. Ce fel de material? Vorbim, doamnelor și domnilor, de vreo 30.000 de mești de unică folosință. Vorbim de 4.800 de bucăți de ecrane de protecție pentru față. Și vorbim de 22.000 de litri de antiseptic în sticle de 1 litru și în sticle de 5 litri. Valoarea totală a lotului de astăzi este una de peste 120.000 de euro, exact 121.000 de euro. Dar aici vorbim numai despre marfa. Marfa încă trebuie să ajungă și a ajuns. Și aici, încă o dată, vreau să mulțumesc Uniunii Europene reprezentate aici de excelența sa, domnul ambasador Petre Mihalco, pentru contribuția sa a Uniunii, dar și a noastră, fiindcă noi suntem Uniunea Europeană. Și prin mecanismul menționat mai înainte de către domnia sa, a fost posibil și transport și alte cheltuieli au fost acoperite, astfel încât am reușit să facem acest convoi, care apoi va ajunge, sper eu, cât mai repede posibil, la mai multe unități medicale din Republica Moldova. Ce vedem, doamnelor și domnilor? Vedem că se poate. Vedem că dacă avem dorința, putem să facem multe lucruri. Vedem că Uniunea Europeană în niciun caz nu constituie un pericol pentru statalitățile noastre. Ba dimpotrivă. Împreună am reușit să facem un lucru foarte frumos. Deci se poate să mergem în continuare. Putem să avem state frumoase, putem să avem state puternice, state independente și totodată să facem parte din Uniunea Europeană. Dintr-o familie unde noi toți construim un viitor comun. Sigur, cu diferite discuții, probleme, provocări, dar această dorință de a fi împreună, mai ales în această perioadă de pandemie, care a intrat în mod atât de dur în viețile noastre, este un lucru, cred eu, cel mai important și cel mai frumos. Mulțumesc de asemenea Fundației Solidarity Fund, care a contribuit tot la organizarea acestui convoi. Mulțumesc tuturor, mulțumesc Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, Serviciului de Vamă, Serviciului de Poliție Rutieră, care tot au contribuit la desfășurarea acestui eveniment. Doamnelor și domnilor, împreună am făcut deja atâtea lucruri frumoase. Hai să nu mai avem dubii, hai să mergem mai înainte, Europa ne așteaptă. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Doar împreună putem ieși mai repede din această pandemie, doar împreună putem învinge mai repede acest virus. Cu siguranță aceste materiale vor consolida și facilita activitățile medicale în lupta cu COVID și aș vrea din partea tuturor colegilor noștri, medici, asistente medicale și alt personal care vor folosi aceste materiale și vor fi extrem de utile în activitatea noastră, să vă mulțumim tuturor pentru efortul făcut, pentru spiritul de echipă și pentru suportul pacienților noștri. Mulțumesc! Și dacă, domnule director, doamnelor și domnilor, îmi permiteți, acum pompierii noștri din Serviciul Polonez de Stat al Pompierilor ne vor arăta ce au adus aici pentru cetățenii, pentru oameni din Republica Moldova. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!
Może tutaj obejdziemy teraz. Okej, to o sewizjonę.